Salutare, dragi studenți! Astăzi seara ne aflăm în sala Centrului Multicultural al Universității Transilvania, unde asistăm la lansarea volumului de proză dramaturgică al lui Mihai Ignat, profesor în cadrul Facultății de Litere. Cum s-a născut practic acest volum? Este un volum care, pe de o parte, are o anumită coerență dată de faptul că am încercat să adun comedii între aceleași coperte, patru texte. Pe de altă parte, este un volum cu piese disparate, adică scrise în momente diferite. Ele nu țin cont atât de cronologie cât de genul lor. Și e de fapt al treilea volum dintr-o serie de astfel de volume în care încerc să adun treptat piesele mele, cele mai bune, cele mai reprezentative. Cum ați ales titlul? Toți privesc înainte. Titlul volumului este titlul uneia dintre piese. M-am bazat și pe intuiție și pe sfatul editorului din cele patru titluri. Ce am putea găsi în paginile acestui volum, pe lângă ce am auzit în această seară? Pe de o parte, multe de spus, pe de altă parte, ca să nu ne lungim, pot să zic că se găsesc patru piese a căror dominantă este comicul, dar care nu sunt niciodată comedii pur sânge, ca să zic așa. Piese care în același timp încearcă să problematizeze teme actuale, zic eu. Piesa ce vine după a fost redată alături de colega dumneavoastră astăzi, în această seară. Ce impresie v-a lăsat sau ce ați simțit atunci când ați citit rândurile acelea? Ce impresie mi-a dat colega mea sau piesa? am înțeles întrebarea. Împreună cu Mihaela Alexandru, o actriță foarte bună. Piesa nu a fost, adică piesa am citit-o acum ceva timp și mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună, pentru că una din piesele mele preferate este piesa lui Mihai, Crize, pe care împreună cu Mihaela, cu colega mea cu care am citit în seara asta această scenă, am vrut să avem în plan să facem Crize. Cum ați ajuns să fiți prezenți în această seară aici? Suntem prieteni foarte buni cu Mihai. De exemplu, cu Mihai Ignat ne cunoaștem înainte să-i cunosc dramaturgia. Suntem prieteni și prieteni foarte buni. Ținem mult la el și ca om și ca dramaturg. Ce părere aveți despre acest volum și aș vrea să știu dacă îl recomandați tinerilor și studenților, nu știu, poate pentru timpul lor liber să-l citească? Da, bineînțeles că recomand, dar fel nu aș fi acceptat să vorbesc despre volumul lui Mihai Ignat. Este un volum destul de accesibil fără să fie facil, da? Deci oricine poate citi textele, da? Ele au personaje din lumea contemporană, da? Captează ceea ce se întâmplă în lumea contemporană, deci dacă vă doriți să mergeți la una dintre punerile în scenă ale acestor texte, cu siguranță veți reuși să vă identificați cu personajele, cu situațiile descrise în piesă și așa mai departe. Deci bineînțeles că îl recomand. Da? Nu este un teatru elitist, dar este un teatru foarte, foarte inteligent scris. Ce părere despre evenimentul din această seară? În primul rând mă simt onorată de faptul că domnul Mihai Ignat va fi viitorul meu profesor și ceea ce au spus domnul Alexandru Agache și domnul Dan Botezatu m-au determinat să citesc volumul dânsului. Crezi că toate informațiile pe care le-ai auzit ți-au stârnit curiozitatea de a citi în întregime acest volum? Cu siguranță și de asemenea mă vor ajuta să interpretez acele piese și mi-a plăcut și faptul că
o parte din piesă a fost și redată de actor și acest fapt mi-a stârnit curiozitatea.